Multe case de schimb valutar au fost luate cu asalt demascați. Percheziții au avut loc în București, Ilfov și Constanța. Iar 11 persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani au fost reținute cu ordonanță în această dimineață. Până acum, procurorii au confiscat peste 1.200.000 de euro, 6 autoturisme și au sigilat 2 seifuri. Sunteți acuzată de spălare de bani? De ce ați fost chemat? Polițiștii au descins la 41 de adrese din București, Ilfov și Constanța. Au ridicat documente și au verificat 22 de persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul schimbului valutar ilegal. Perchezițiile au avut loc la domiciliile suspecților, dar și la mai multe case de schimb valutar. Sume mari de bani și mai multe autoturisme au fost deja confiscate de procurori. Două grupări infracționale formate din cetățeni români și iranieni ar fi implicate în acest dosar. În cursul acestui an, una dintre grupări din localitatea București efectua schimb ilegal de lei în valută într-un complex din localitatea Dobroiești. Lei astfel obținuți erau transferați către o altă grupare din municipiul Constanța, care de asemenea erau schimbați ilegal în valută, fiind astfel eludate taxele către bugetul de stat. Printre suspecți se numără și un cetățean iranian din Pipera. Vecin cu el, Luis Lazaru, spune că nimeni dintre locatarii din zonă nu știa cu ce se ocupă individul. Banii cu siguranță nu îi lipseau. Ca să faci și vila asta de la zero, cu tot cu mastodontul ăsta în față aici, plus că terenurile sunt foarte scumpe în Pipera, a zice că omul a topit numai pentru construcție mai bine de jumătate de milion de euro. Avea niște afișe că se ocupă cu fier forjat. Avea niște firme care făceau fier forjat. Asta pe de o parte, ceea ce era oficial. Ceea ce era neoficial era că, înțeleg de la tot felul de vecini de-ai mei de pe aici, de prin Pipera, că avea mai multe firme și că nu era foarte clar cu ce se ocupa el exact. Audierile continuă și la această oră. Dosarul este coordonat de parchetul de pe lângă tribunalul Ilfov.